China va fi lovită de taifunul Chantu. Activitatea portuară de pe coasta de est a fost deja întreruptă, iar majoritatea zborurilor au fost suspendate. Autoritățile chineze se așteaptă ca taifunul să lovească zona estică a țării în următoarele ore, unde va aduce rafale de vânt puternice și precipitații abundente, ce ar putea fi urmate și de inundații. În așteptarea taifunului Chantu, cunoscut și sub numele de Kiko, autoritățile chineze au oprit parțial activitatea mai multor porturi. Printre acestea se numără și cel din Shanghai, unul dintre cele mai mari din lume și totodată punctul de plecare al multor exporturi către Europa și Statele Unite. Autoritățile au suspendat și zborurile de pe mai multe aeroporturi, cele mai multe tot din Shanghai. De asemenea, au fost închise toate instituțiile de învățământ. Activitatea mai multor atracții turistice a fost întreruptă, iar circulația pe unele linii de tren și de metro a fost oprită. Meteorologii se așteaptă ca taifunul Chantu să aducă ploi abundente, urmate de inundații și rafale de vânt ce pot atinge și 130 de km pe oră. Taifunul Chantu a trecut deja pe deasupra Taiwanului și arhipelagului filipinez. Acolo a generat inundații și a dus la sute de evacuări și a umplut un bazin de acumulare până în punctul revărsării. După ce va trece de coasta de est a Chinei, taifunul Chantu se va duce direct către Coreea de Sud.